Parcă ați ales și cuvânt și cântări legate de Apocalipsa. Și dați-mi voie să încep cu ultima cântare despre mielul. În capitolul 5, cineva ședea pe tron. Ioan nici nu-l poate descrie. Și în mâna dreaptă celui ce ședea pe tron era o carte scrisă pe dinăuntru și pe din afară, pecetluite cu 7 peceți. Și un înger puternic se ridică și strigă: cine-i vrednic să ia cartea, să-i rupe pecețile? Și textul continuă în versetul 3: și nu s-a găsit nimeni, nici în cer, nici pe pământ, nici sub pământ, vrednic să deschide cartea, să uite în ea. Am plâns mult, spune Ioan. Cât e mult în veșnicii, vă las pe dumneavoastră să-mi spuneți. Dar la un moment dat, unul din bătrânii care erau în jurul tronului lui Dumnezeu îl bate pe umăr și spune: nu plânge. Iată că leul din seminția lui Iuda, rădăcina lui David, a biruit să deschidă cartea și să rupă pecețile ei. Și Ioan spune: m-am întors să-l văd pe leu. Și la mijloc, între scaunul de domnie și cele patru făpturi vii, am văzut un miel, părea junghiat. Avea 7 coarne, 7 ochi, care sunt cele 7 duhuri ale lui Dumnezeu, trimise pe tot pământul. Când a luat mielul cartea, întregul cer a izbucnit în cântări de laudă: vrednic ești tu să iei cartea, să-i rupi pecețile, căci ai fost junghiat și ai răscumpărat pentru Dumnezeu oameni din orice seminție, din orice norod, de orice neam și din orice limbă, și ai făcut din ei o împărăție și preoți pentru Dumnezeul nostru, și ei vor împărăți pe pământ. Ce extraordinară scenă la care este invitat Ioan și pentru care ne pregătim și noi. Dar apoi l-ați auzit pe Dan, citind versetul 7 din capitolul 1. Iată, el vine pe nori, orice ochi îl va vedea, chiar și cei ce l-au străpuns. Priviți la contextul politic al lumii în care trăim, Israel este strâmtorat din ce în ce mai mult. Toți s-au întors împotriva lor. Până și America încearcă să șteagă mâinile de pe ei. Lațul se strânge, profețiile se pregătesc. Și Zaharia spune că în momentele cele mai grele, când toți se vor aduna împotriva lor, va veni Hristos, va pune piciorul pe muntele măslinilor, muntele măslinilor se va despica. Și textul spune în capitolul 12, versetul 10, mă vor vedea pe mine pe care l-au străpuns. Și în momentul acela, dragii mei, Dumnezeu va deschide un izvor de îndurare pentru poporul său și va fi o trezire spirituală în Israel, nu unul câte unul, ci pe seminții, pe familii. Îl vor plânge cum plânge cineva pe întâiul lui născut. Și poporul se va întoarce la Domnul. Și dacă lepădarea lor a fost o binecuvântare pentru noi neamurile, ce va fi primirea lor înapoi decât înviere din morți, scrie Pavel în Romani. Și apoi cântarea pe care Radu l-a cântat-o ne-a dus un pas mai departe prin Apocalipsa. În capitolul 20 este scena judecății, versetele 11 la 15. A venit cineva și a așezut pe un tron mare și alb și toată lumea care a trăit toată pe pământ era adunată înaintea lui. S-au deschis cărțile, cărțile faptelor, și s-a deschis și o altă carte. Dragii mei, toată judecata lui Dumnezeu este după fapte. Un Dumnezeu drept nu poate da viața veșnică pe ochi frumoși. Dă viața veșnică pe merit. Și singurul care a meritat-o în istoria aceasta este Domnul Iisus Hristos. Și El a moștenit toată viața veșnică. Dacă vrei să o ai, trebuie să devii mireasa Lui. Pentru că tot în Apocalipsa spune: celui ce va birui, voi da să șade cu mine pe scaunul meu de domnie, după cum și eu am biruit și am șezut cu Tatăl meu pe scaunul Lui de domnie. A fi mireasa Lui nu înseamnă a fi penticostal, iertați-mă. Dar nici baptist, nici catolic, nici ortodox, religia nu mântuiește pe nimeni. A fi mireasa Lui
înseamnă a-L mărturisi cu gura ta pe Hristos ca Domn și a trăi așa. Dar ascultați ce spune textul mai departe. După aceea s-a deschis și o altă carte, care este Cartea Vieții Mielului. Și oricine n-a fost găsit în Cartea Vieții Mielului, care a fost junghiat de la întemeierea lumii, a fost aruncat în iazul care arde cu foc și cu pucioasă. La judecata dreapta lui Dumnezeu, singura noastră nădejde este să fim găsiți scriși în Cartea Vieții Mielului. Parcă toată dimineața s-a adunat în jurul cărții Apocalipsa. Noi am început să o răsfoim ieri la Jac și cu toate că nu m-am pregătit să vorbesc despre lucrul acesta astăzi, am pregătit altceva, dar mi-a spus că sunteți foarte mulți curioși să vedeți ce-i cu 666. Well, mai ales în pandemie am avut tot felul de predici, tot felul de povești legate de numărul fiarei și de numărul sau de numele fiarei și numărul numelui ei. Dar dați-mi voie să las Scriptura să vorbească. Și mă rog și eu ca Dumnezeu să ne deschidă ochii minții și a inimii. Știți ce înseamnă asta? În primul rând să ai puterea să dezbraci toate prejudecățile pe care le-ai adunat de-a lungul istoriei, auzind una alta, predici, cărți, și să lăsăm cuvântul lui Dumnezeu să vorbească. Să nu plecăm de aici nici unul dintre noi neatinși de acest cuvânt al lui Dumnezeu. Și de aceea dați-mi voie să pun un semn de întrebare împreună cu voi. Oare ce vrea să spună Scriptura când vorbește despre numărul numelui fiarei, care este 666. Mulțumesc foarte frumos cititorului meu. Eu am îmbătrânit, ochii mei mi-au rămas probabil prin ecranele computerelor, scriind cărți și prin problemele care Dumnezeu le-a îngăduit peste mine. Dar întotdeauna găsesc un cititor și l-am descoperit ieri la Jacques. Atunci când ești în fața unei cărți din Scriptură, și sunt 66 în Biblia noastră, natura cărții determină modul în care cartea aceea trebuie interpretată. Să știți că fiecare carte din Biblie are un șperaclu, are o cheie cu care poți să o deschizi. Dacă ești într-o carte profetică, trebuie să știi cum se interpretează o profeție. Dacă ești în psalm, trebuie să știi cum se interpretează o poezie. Dacă ești în una din scrisorile lui Pavel, nu trebuie să uiți că este o epistolă. Are un destinatar, are autor și are un conținut. Și dacă nu ții cont de formele literare, te rătăcești prin Biblie. Și din păcate nouă ne place să scoatem texte din context și să facem cutii cu promisiuni. Și m-am întrebat întotdeauna de ce nu există și cutii cu blesteme. Pentru că amândouă sunt în Biblie. Nouă ne place să tragem doar promisiunile de anul nou sau de Crăciun. Dar cum ar fi să fim cinstiți cu Biblia și să luăm și una și alta și ce ne place și ce nu ne place din ea? Deci nu uitați, natura unei cărți determină modul în care cartea trebuie interpretată. Priviți cartea Apocalipsa. O aveți toată înaintea ochilor dumneavoastră, ieri am depănat ceva din ea. Dar în capitolul 1 avem o triplă introducere. În capitolele 2 și 3 avem 7 scrisori adresate celor 7 biserici. Și pe urmă urmează restul cărții, culoarul profetic din carte. Și aveți segmentele cărții. Acum, ca să aplic o astfel de carte, ce fac cu ea? În primul rând, mă substitui pe mine, pe noi, în locul bisericilor, nu-i așa? Cum ar fi ca această carte să ne fie adresată nouă? Pentru că cuvântul lui Dumnezeu rămâne în veci, cerul și pământul vor trece, cuvintele mele nu vor trece. Cu alte cuvinte, vorbirea lui Dumnezeu rămâne relevantă, normativă, în toată istoria. Apocalipsa n-a fost scrisă pentru mine, n-a fost scrisă pentru noi, dar este valabilă și pentru noi. Și dacă mai întâi am cele 7 biserici, tot ce le spune Dumnezeu lor, spune și bisericii din Zalău. Și bisericii din Iris, de unde vin eu. Și de aceea când aplicăm această carte, în ultimă instanță, trebuie să ne punem întrebarea ce înseamnă aceste lucruri, mai întâi pentru ei, atunci acolo, dar apoi pentru noi, acum și aici. Și în felul acesta îl cinstesc pe Dumnezeu și cuvântul Lui. Există un principiu universal valabil. Și dați-mi voie să încep cu el. Dacă aș apuca Scriptura de cele două capete, Genesa este prima carte, Apocalipsa este ultima carte. Dar din Genesa până în Apocalipsa există o temă foarte importantă.
de care vom vorbi în dimineața aceasta. Conceptul numelui. Atunci când în capitolul 11 Nimrod adună tot poporul, toată suflarea de pe planetă, zice, veniți să ne facem o cetate și un turn al cărui vârf să atingă cerul. Să ne facem un nume ca să nu fim împrăștiați pe toată fața pământului. Un nume în răzvrătire față de Dumnezeu care a zis, creșteți, înmulțiți-vă, umpleți pământul și supuneți-l. Nimrod a zis, nu! Dumnezeu coboară, încurcă limbile și trebuie să se împrăște, că nu se mai înțeleg unii cu alții. Și de sub turnul Babel, Dumnezeu îl cheamă pe Avram. Zice, Avrame, ești din țara ta, din casa tatălui tău, din rudenia ta, vino în țara pe care ți-o voi arăta și îți voi face un nume mare. Există două moduri, dragii mei, fie îți faci tu numele, legându-l de cărămizi și smoală, de realizările tale culturale, de vocea ta, de închinarea ta, de butoanele tale, de computerul meu, fie lași pe Dumnezeu să-ți facă un nume. Dar în ultimă instanță, numele îți va determina destinul, pentru că Apocalipsa se termină pe două feluri de nume, care hotărăsc două destine, complet diferite, în veșnicie. Dar de ce e important numele? Pentru că Dumnezeu a zis în capitolul 1, versetul 26 din Genesa, să facem om după chipul nostru, după asemănarea noastră. Ce înseamnă să porți chipul lui Dumnezeu? Dragii mei, dacă am fost făcut după chipul lui Dumnezeu, sunt legat de Dumnezeu în mod inseparabil, după cum o copie este legată de original. N-am cum să evit lucrul acesta. Eu nu sunt o entitate neglijabilă în univers, pentru că port chipul lui Dumnezeu. Dar cine este cel care m-a creat? Cea mai semnificativă realitate din univers. Și de aceea profund în mine am o nevoie de semnificație. Eu nu sunt un cod, dragii mei, nu sunt o amprentă digitală, nu sunt o hartă a retinei. Eu sunt o ființă creată după chipul lui Dumnezeu. Dar cine este Dumnezeul care m-a creat? Ascultați textul, să facem om după chipul nostru. Asta este un plural. Dumnezeul meu este o pluralitate intrinsecă, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. El nu vorbește cu îngerii, noi nu purtăm chipul îngerilor, noi facem parte din Sfânta Treime a lui Dumnezeu, modelați după chipul lui Dumnezeu. Observați, chipul lui Dumnezeu se definește pe cele trei coordonate, relația cu Dumnezeu, cu mine însumi și cu semenii. Dar relația cu mine însumi este legată de nevoia mea de semnificație. Și numele îmi dă identitate, valoare și destin. Identitate, valoare și destin. Dacă răsfoiți cartea Apocalipsa, vedeți că ea se termină cu numele hotărându-mi veșnicia. Fie porți numele fiarei, fie porți numele lui Dumnezeu. Vreau să vă spun, nu există o altă opțiune. Fie ești înăuntru, fie ești în afară. Dacă porți numele fiarei, vei fi afară. Dacă porți numele lui Dumnezeu, vei intra pe porți în cetate. În Sfântul Ierusalim, care se coboară din cer, în Noul Ierusalim. Observați, numele îmi determină destinul veșnic. Destinul veșnic. Cum începe cartea Apocalipsa? În capitolul 2 și 3 am 7 sfeșnice de aur pe care le vede Ioan și în mijlocul celor 7 sfeșnice un om îmbrăcat într-o haină de in și este descris pendelete omul nostru pentru că el nu este altul decât Hristos cel înviat. Am fost mort și am înviat. Eu țin cheile morții și ale locuinței morților, spune lui Ioan, care cade ca mort la picioarele lui. Dar imediat după cele 7 scrisori se deschide cerul și un glas care îi vorbise înapoi a lui și pe care îl vede când se întoarce, îl strigă din cer. Dar unde e Domnul Iisus? Este și aici și acolo? Da, este pretutindeni, dragii mei. El a intrat pe porți după înviere, a dispărut din fața celor care mergeau spre Emaus la frângerea pâinii și pe urmă a apărut prin ușile încuiate în mijlocul ucenicilor în aceea seară. Ce ciudată poveste! Și glasul care strigă de sus zice, suie-te aici și îți voi arăta ce are să se întâmple în curând. Și Ioan se pomenește în sala tronului lui Dumnezeu. Nu știe cum să-l descrie. Un curcubeu învăluia tronul. Era o mare de sticlă, 7 candele, cele 7 duhuri ale lui Dumnezeu, 4 făpturi vii ciudate, 24 de bătrâni și mii și zeci de mii de îngeri în jurul tronului lui Dumnezeu.
Dragii mei, cerul are un ocupant. Cineva șade pe scaunul de domnie și cel ce șade pe scaunul de domnie ține în căușul palmei lui istoria. Nu doar istoria omenirii, ci istoria mea și istoria ta. Și niciun fir de păr nu cade fără știrea lui, spune Scriptura. Și de aceea te poți liniști în mâinile lui. În mâinile lui. Dar imediat după aceea, când mielul se ridică, mielul care părea junghiat și începe să rupă pe cețile, dragii mei, istoria începe să se deruleze din Genesa până la sfârșitul ei. Ruperea peceților mă duc până la cruce. Trâmbițele mă duc până la sfârșitul istoriei. La ultimul sunet de trâmbiță se termină istoria. Se termină istoria. Dar noi suntem în celălalt segment de text, în capitolul 12 la 14, pentru că aici apare numărul fiarei. Și de aceea, citind textul, vă duc aminte doar ce spune el. Zice, Ioan, am văzut o femeie învăluită în soare, cu luna sub picioare și cu o cunună de 12 stele pe cap. Era însărcinată, țipa în durerile nașterii, avea un mare chin ca să nască. Am văzut un balaur mare și roșu cu 7 capete, 10 cununi împărătești pe capete, care stă înaintea femeii să-i mănânce pruncul când se va naște. Ea a născut un copil de parte bărbătească și el a fost răpit la cer și el va cârmui neamurile cu un toiac de fier. Bă, dacă știi Vechiul Testament, pruncul nu poate fi altcineva decât Iisus. Femeia care l-a dus pe scena istoriei este Israel. Mântuirea vine de la iudei. Balaurul este șarpele cel vechi, diavolul care înșela neamurile, care a mințit-o pe Eva și pe Adam în Eden. Și balaurul, care practic a devenit Dumnezeul veacului acestuia, stăpânitorul lumii acestuia, pentru că Adam i-a vândut planeta și el a devenit robul celui rău, robul deșertăciunii, robul noroiului în care trăim și în loc să ne slujim de lucrurile din jurul nostru, ele încep să ne stăpânească. Într-o astfel de situație, balaur este șeful. Și el are aghiotanții lui, fiara întâia și fiara a doua. Și în felul acesta, capitolul 12, 13, încep să ne vorbească despre istoria în care trăim și noi astăzi. Dar mai întâi textul spune, copilul a fost răpit la Dumnezeu și în cer s-a făcut un război. Mihail și îngerii lui s-au luptat cu balaurul și cu îngerii lui, dar balaurul și îngerii lui n-au putut birui și au fost aruncați afară din cer. Și în cer, în sfârșit, s-a făcut liniște. După milenii, liniște. Pentru că pârâșul fraților noștri a fost aruncat pe pământ. Dar ce se întâmplă între noi? Ce vai de voi, pământ și mare, diavolul s-a coborât la voi cu o putere mare, știe care puțină vreme. Și balaurul, mâniat pe femeie, s-a năpustit împotriva ei. Cine-i femeia? Israelul. Și Dumnezeu a luat pe Israel și a împrăștiat în toată lumea. În 135 după Hristos. Și balaurul n-a mai știut după cine să fugă. Și atunci a refocalizat toată artileria grea, dragii mei, împotriva rămășiței seminței femeii care păzesc poruncile lui Dumnezeu și credința în Iisus Hristos. Și în colimatorul celui rău de atunci este biserica. Biserica, dragii mei, în colimatorul celui rău. Dar în Apocalipsa, capitolul 12, primele 6 versete, v-am descris războiul din ceruri. Războiul din ceruri. Apoi, versetul, primele 6 versete este nașterea pruncului, apoi versetele 7, războiul din ceruri. Dar dacă mă duc un pas mai departe, atunci găsesc că balaurul este aruncat pe pământ și se năpustește împotriva femeii până când femeia este luată, se dă niște aripi, spune Ioan, și Dumnezeu îi pregătește un loc în pustie până la vremea hotărâtă de el, după care el își reorientează toată furia împotriva rămășiței seminței ei. Dar am amintit ieri și acum mă opresc un pic, în Apocalipsa găsești trei femei. Femeia din capitolul 12, din capitolul 17-18 și din femeia din capitolul 19 la 21. Cine sunt aceste trei femei? În primul rând, v-am deschis femeia din capitolul 12. Vă las să citiți textul încă o dată acasă.
Dar apoi femeia din capitolul 17-18 ține de femeia din 12, dar ceva s-a întâmplat acolo. Și Scriptura ne vorbește mai departe de sămânța femeii și de rămășița seminței ei. Și dați-mi voie doar să vă ilustrez unde pot așeza cele trei femei pe aceste lucruri. În primul rând, femeia din 12 este cea din care pleacă totul. Observați, sămânța femeii este femeia din capitolele 17 și 18, iar rămășița seminței ei este femeia din 19 la 21. Femeia din 17 este curva cea mare, Babilonul cel mare, Ierusalimul apostat. Femeia din capitolul 19-21 este mireasa mielului. Cum se poate ca din aceeași femeie care l-a dus pe Hristos pe scena istoriei, cum se poate ca marea lor majoritate să respingă pe Hristos până în ziua de astăzi? Dragii mei, începe să înmugurească smochinul sau Israel începe să vină la viață. Tot mai mulți evrei se întorc la Domnul Iisus Hristos. Parcă vine primăvara. Știți de ce? Pentru că internetul a dat posibilitate, dragii mei, să comunice cu oricine, oricând, pe orice cale. Nu mai poate controla sinagoga, într-un fel, narațiunea. Și de aceea vestea bună și mărturiile oamenilor care se întorc la Hristos din lumea întreagă, oameni de știință, din sămânța lui Avram, nouă ne dă, într-un fel, dreptul să credem că sfârșitul bate la ușă. Da. Acel iată vine pe nori și orice ochi îl va vedea, nu-i departe, nu-i departe de noi. Dar să lăsăm textul să vorbească. Am spus că în momentul în care femeia este luată în calea balaurului, el își refocalizează toată atenția și furia împotriva rămășiței seminței ei. Mulțumesc cititorului meu, versetul 17. Și balaurul, mâniat pe femeie, s-a dus să facă război cu rămășița seminței ei, care păzesc poruncile lui Dumnezeu și țin mărturia lui Iisus Hristos. Rămășița seminței ei, ce-i special legat de ea? Păzesc poruncile lui Dumnezeu și mărturia lui Iisus Hristos. Observați, în mod real, rămășița seminței ei ține de cei care l-au primit pe Domnul Iisus, care au devenit parte din biserica lui, din noul Israel. Dacă mă gândesc acum la cele șapte biserici, lor le este adresat Apocalipsa, capitolul 13, în care apare balaurul și fiara întâia și fiara a doua, se năpustesc acum împotriva rămășiței seminței femei, care păzesc poruncile lui Dumnezeu și credința sau mărturia lui Iisus Hristos. Balaurul, dragii mei, se folosește de cele două fiare. Și haideți să ne oprim lângă ele. Prima fiară. Prima fiară care reprezintă atunci și de atunci încoace în istorie puterea politică. Puterea politică. Pe vremea celor șapte biserici, cărora este adresată cartea, Imperiul Roman controla tot bazinul mediteranean. Nimeni nu putea mișca în afara poruncii guvernatorului. Și de aceea Pilat a trebuit să-l dea pe Iisus în mâinile iudeilor și iudeii n-au avut nicio putere. Noi nu avem putere să omorâm pe nimeni, au zis ei. Și s-au folosit de puterea politică ca să-și ducă planurile mai departe. Dar lăsați textul să vorbească. Apoi am stat pe nisipul mării și am văzut, ridicându-se din mare, o fiară cu 10 coarne și 7 capete. Pe coarne avea 10 cununi împărătești și pe capete avea nume de hulă. Fiara, pe care am văzut-o, semăna cu un leopard. Avea labe de urs și gura ca gura unui leu. Cunoașteți Vechiul Testament? În Vechiul Testament, în Daniel, fiarele care sunt deschise în capitolul 3, le aveți acolo și leopardul, și ursul, și leul, toate sunt prezente și reprezintă imperiile din vremea respectivă, toată puterea politică care făcea tot ce putea să calce în picioare, să rupă și să stăpânească planeta sau cel puțin bazinul mediteranean. Balaurul i-a dat puterea lui, scaunului de domnie și o stăpânire mare. Observați cine este în spatele scenei? Balaurul i-a dat puterea lui, scaunului de domnie și o putere mare. I s-a dat o gură, ca
care rostea vorbe mari și hule și s-a dat putere să lucreze 42 de luni. Ea și-a deschis gura și a început să rostească hule împotriva lui Dumnezeu, să hulească numele, cortul și pe cei ce locuiesc în cer. I s-a dat să facă război cu sfinții și să-i biruiască. Și i s-a dat stăpânire peste orice seminție, peste orice norod, peste orice limbă și peste orice neam. Și toți locuitorii pământului i se vor închina. Toți locuitorii pământului se vor închina. Toți aceia al căror nume n-a fost scris de la întemeierea lumii în cartea vieții mielului care a fost junghiat. Toți locuitorii pământului, afară de unii. Și dacă aș traduce corect textul, toți aceia al căror nume n-a fost scris în cartea vieții mielului care a fost junghiat de la întemeierea lumii. Dacă aș citi corect textul. Iar am discutat despre lucrurile acestea. În veșnicie, dragii mei, când Dumnezeu a întrebat pe cine să trimit, cine va merge pentru noi, Fiul lui Dumnezeu s-a ridicat și a zis, iată-mă, trimite-mă. În sulul cărții este scris despre mine. Versetul 9. Cine are urechi, să audă. Cine duce pe alții în robie, va merge și el în robie. Cine ucide cu sabia, trebuie să fie ucis cu sabie. Aici este răbdarea și credința sfinților. Și credința sfinților. Spuneți-mi, ce se întâmplă într-o astfel de situație? Istoria, imaginea se aplică mai întâi iudeilor, apoi istoriei întregi. Întotdeauna, când Dumnezeu vorbește printr-un proroc, prorocul nu este ca un lup care urlă la lună, dragii mei, ci prorocul vorbește cu oamenii din fața lui. Ori Ioan a primit o poruncă să trimită tot ce a văzut în insula Patmos la cele 7 biserici. Cele 7 biserici erau în secolul I, în Asia Mică, erau oameni în carne și oase și ei sunt destinatarii primari. Cu alte cuvinte, pentru ei se pregătea ceva. Dar mai este ceva în profețiile biblice. Pentru că profetul vorbește în numele lui Dumnezeu, a fost invitat în prezența lui Dumnezeu, care este Alfa și Omega, el are înaintea lui întreaga istorie și profeția poate aluneca până la sfârșitul istoriei. Și de aceea profețiile sunt complicate de înțeles într-un fel. Observați, dacă îi se cere să interpretez corect un text, trebuie să plec din imediatul celor 7 biserici. Oare în ce vreme trăiau? De aici e important să înțelegi când a fost scrisă cartea Apocalipsa, ce se pregătea pe scena istoriei. Dar apoi profeția lunecă, dragii mei, până la sfârșitul istoriei. Cel puțin capitolul 6 la 11 acopere toată istoria, capitolul 12 la 14 acopere toată istoria. Și asta face complicată interpretarea unei profeții. Fiara întâia, care este puterea politică, și balaurul, care este Dumnezeul veacului acestuia, stăpânitorul lumii acesteia, spune Domnul Iisus, nu sunt cuvintele mele, a dat puterea lui scaunul de domnie fiarei din tâi. Dar apare o altă fiară, fiara a doua, care reprezintă sistemul religios a vremii respective. Dacă mă întorc înapoi, pe vremea în care Ioan scria, în Ierusalim era un templu. În templu erau preoți, saducheii. Între preoți era și un marele preot, da? Și ei erau cei care tăiau și spânzurau în Israel, din punct de vedere religios, dar ei n-aveau puterea. Ius Gladi, puterea săbiei, era guvernatorului. Și de aceea trebuie să-l târască pe Domnul Iisus în fața lui Pilat. Să mintă, să-l acuze. Pilat zice, nu găsesc nicio vină în el. Ce să fac cu Iisus? Răstignește-l, sângele lui să cadă asupra noastră și asupra copiilor noștri. Observați cum cele două fiare lucrează împreună. Și să vedem ce spune textul. Apoi am văzut ridicându-se din pământ o altă fiară, care avea două coarne ca ale unui miel și vorbea ca un balaur. Două coarne ca ale unui miel, dar vorbea ca un balaur. Da? Câtă fățărnicie, cei sub masca pe care o purta. Ea lucra cu toată puterea fiarei din tâi înaintea ei. Adică se folosea de puterea politică ca să-și atingă planurile. Cele 7 biserici, dacă veți citi cartea Apocalipsa, cele mai multe probleme le aveau din pricina sinagogii lor satanei. Ori sinagoga satanei erau evrei,
care l-au respins pe Domnul Iisus Hristos și care mașinau să folosească puterea politică împotriva fraților lor care primiseră pe Domnul Iisus Hristos. Și textul continuă. Și făcea ca pământul și locuitorii lui să se închine fiarei dintâi, a cărei rană de moarte fusese vindecată. Săvârșea semne mari, până acolo că făcea chiar să se coboare foc din cer pe pământ în fața oamenilor. M-aș opri un pic. Noi toți alergăm după minuni și ne interesează. Dar vreau să vă spun că în cartea Apocalipsa numai duhurile dracilor fac minuni. De ce nu mă întrebați? Dar asta este o realitate. Și veți vedea că tocmai de aceea, la vremea sfârșitului, chiar și cei aleși vor fi înșelați. Dacă nu cunosc Scripturile, dragii mei, minunile nu te ajută să stai lângă Dumnezeu. Când dracul face minuni mai mari decât te-ai aștepta tu. Și Scriptura vorbește despre aceste adevăruri. Observați, balaurul îi dă puterea și fiara a doua, de dragul fiarei întâi, face minuni nemaipomenite, versetul 4. Și amăgea pe locuitorii pământului prin semnele care îi se dăduse să le facă în fața fiarei. I-a zis locuitorilor pământului să facă o icoană fiarei care avea rana de sabie și trăia. I s-a dat putere să dea suflare icoanei fiarei ca icoana fiarei să vorbească și să facă să fie omorâți toți cei ce se vor închina icoanei fiarei. Oare despre ce e vorba în imaginea din față? Pseudonimul din Apocalipsa pentru Ierusalim este Babilonul cel Mare. Dar asta te aruncă înapoi în istorie. Și la un moment dat, în 597, pleacă în robia babiloniană Ezechiel. În 605 pleacă Daniel și tovarășii lui. În 586 cade Ierusalimul. Când Daniel ajunge în Babilon împreună cu tovarășii lui, li se dă un hotel de 5 stele și intră în academiile lui Nebucadnețar ca să fie în slujba lui Nebucadnețar. Și la un moment dat, Nebucadnețar are un vis. Și visează o statuie imensă, capul de aur, pieptul de argint, brâul de aramă și picioarele de fier și lut amestecat. Și dintr-o dată visează el că din munte se desprinde o piatră fără ajutorul unei mâini, lovește picioarele statuii și o spulberă și vântul ia totul ca vara pleava în arie. Atât de mult îl frământă pe Nebucadnețar încât cheamă pe visătorii, văjitorii și înțelepții Babilonului, spuneți-mi visul și dați-mi tâlcuia. Împărate, nimeni n-a cerut așa vreodată. Spune-ne visul și noi spun, nu. Dacă nu-mi spuneți visul și tâlcuirea, capetele voastre vor cădea. Și Nebucadnețar începe să taie capetele și Arioc ajunge la Daniel să ia și pe ei. Și Daniel spune, care e problema? Și dați-ne un timp să rugăm pe Dumnezeu, se roagă, Dumnezeu le descoperă visul, vine înaintea împăratului și când îi tălmăcește, îi spune visul și tălmăcirea, împăratul cade cu fața la pământ înaintea lui Daniel. Capitolul 2. Capitolul 3, împăratul zice, fraier am fost, cum adică să cad eu cu fața la pământ înaintea unui slujitor de al meu și a Dumnezeului despre care el îmi vorbește? Și în capitolul 3, în ambițiile lui, să facă din imperiul lui ceva ce lumea n-a mai văzut. Ridică statuia pe care a visat-o, dar de aur, de sus și până jos. Numai masa din fața statuii avea 12 tone. Adună pe toți mai mari Babilonului și spune la sunetul trâmbiței, toți veți cădea cu fața la pământ. Și când sună trâmbița, trei tineri, cum îi cheamă? Șadrac, Meșac și Abednego. Rămân în picioare. Zice, poate n-ați auzit bine, vă mai dau o șansă. Zice, nu, împărate, nu-ți mai răci nici gura, nici trâmbițașii. Nu ne vom închina, chiar dacă Dumnezeu, știți istoria mai departe. Dragii mei, imaginați-vă, asta e doar o prefigurare a ceea ce spune Apocalipsa. Icoana începe să vorbească și oricine nu se va închina icoanei fiarei, va trebui să plătească prețul. Și uitați-vă la versetele care urmează. Și fiara a făcut ca toți, mici și mari, bogați și săraci, slobos și robi, să primească un semn pe mâna dreaptă sau pe frunte. Opriți-vă un chip. De ce pe mâna dreaptă și pe frunte? Ce reprezintă fruntea? Tot ce gândește, nimeni nu știe.
Ce reprezintă mâna dreaptă? Tot ce faci. Pentru că cine gândește frumos, trăiește frumos. Dar dacă ceva se întâmplă în modul meu de a gândi, se întâmplă în modul meu de a trăi. Cele două sunt legate la oaltă. Să primească un semn pe mâna dreaptă și pe frunte. Și nimeni să nu poată cumpăra sau vinde fără să aibă semnul acesta, adică numele fiarei sau numărul numelui fiarei. Aici e înțelepciunea. Cine are pricepere să socotească numărul fiarei, căci este un număr de om și numărul ei este 666. 666. Nimeni nu putea să cumpere sau să vindă afară de versetul 1 din capitolul următor. Apoi m-am uitat și iată că mielul stătea pe muntele Sionului și împreună cu el stătea 144.000 care aveau scris pe frunte numele său și numele tatălui său. Singurul care a putut cumpăra a fost Domnul Iisus. 144.000 care nu și-au plecat genunchii înaintea fiarei. Nu și-au plecat genunchii înaintea fiarei. Ce este și cum se primește sau cum se refuză semnul fiarei? Dacă e atât de serioasă povestea, trebuie să înțeleg și ce este și cum se primește sau cum se refuză semnul fiarei. Și pentru asta dați-mi voie să citesc trei versete din capitolul 14, 9 la 12. Apoi a urmat un alt înger, al treilea, și a zis cu glas tare: dacă se închină cineva fiarei și icoanei ei și primește semnul ei pe frunte sau pe mână, va bea și el din vinul mâniei lui Dumnezeu, turnat neamestecat în paharul mâniei lui, și va fi chinuit în foc și în pucioasă înaintea sfinților îngeri și înaintea mielului. Și fumul chinului lor se suie în sus, în vecii vecilor. Și nici ziua, nici noaptea n-au odihnă cei ce se închină fiarei și icoanei ei și oricine primește semnul numelui ei. Aici este răbdarea sfinților care păzesc poruncile lui Dumnezeu și credința lui Iisus. Citiți cu voce tare cu mine textul, pentru că e foarte important. Aici este răbdarea sfinților care păzesc poruncile lui Dumnezeu și credința lui Iisus Hristos. Cine-i femeia? Israelul care aduce pe Hristos pe scena istoriei. Cine-i sămânța ei? Ierusalimul apostat sau Israelul apostat. Cine-i rămășița seminței? Cei care păzesc poruncile lui Dumnezeu și țin mărturia sau credința lui Iisus Hristos. O primă întrebare. Cum se refuză semnul fiarei? Mi-ați putea răspunde? Păzind poruncile lui Dumnezeu și ținând credința lui Iisus Hristos. Cum se primește semnul fiarei? Nepăzind poruncile lui Dumnezeu și neținând credința lui Iisus Hristos. Observați, nu vă pot vorbi nici despre chip, nici despre pașaportul verde, nici despre cel biometric. Nu vă pot vorbi, dragii mei, pentru că nu mă lasă Scriptura, să vă vorbesc nici măcar de codul de bare. Toate acestea sunt doar ciudățenii pe care toată problema este mult mai adânc și dincolo de ele. Dar dincolo de ele, a păzi poruncile lui Dumnezeu și credința lui Iisus Hristos. Deci, primim numele lui Dumnezeu atunci când trăim în ascultare de El, dragii mei, și când nu ne lăsăm de Domnul Iisus Hristos. Mama mea, o sfântă, a murit la 93 de ani și ultimele ei cuvinte au fost: numai de Domnul Iisus să nu ne lăsăm. Asta înseamnă a ține mărturia lui Iisus Hristos, a rămâne atârnat de El, a-ți recunoaște sărăcia în Duh, dependența totală de Hristos. Dependența totală de Hristos. Dar dacă depind de El, El este Domnul, trebuie să trăiesc în ascultare de El, spune Scriptura. Cum primesc semnul fiarei? Închinându-mă fiarei, dragii mei, promovând interesele celui rău pe pământ, în familia mea, cu vorbirea mea, cu gândirea mea, cu afacerile mele. Cu alte cuvinte, nepăzind poruncile lui Dumnezeu și credința lui Iisus Hristos. Dar v-am spus de la început, numele pe care îl purtăm va determina destinul nostru veșnic. Și de aceea nu-i totuna ce nume îți faci sau ce se face. Nu-i totuna. Este
elementul definitoriu pentru viața noastră. Observați, numele fiarei mă va lăsa afară, numele lui Dumnezeu îmi va da dreptul să intru pe porți în cetate. Și așa se hotărăște, așa se termină Apocalipsa. Ăsta este destinul pe care, într-un fel, ți-l alegi aici, pentru că Dumnezeu ți-a dat libertatea de alegere. Dacă fac un pas mai departe, în capitolul 21 din Apocalipsa, versetele 7 și 8, aveți un alt mod de a vorbi despre numele fiarei și numele lui Dumnezeu. Versetul 7. Cel ce va birui, va moșteni aceste lucruri. Eu voi fi Dumnezeul lui și el va fi fiul meu. Toate cele 7 scrisori se termină cu cel ce va birui, cel ce va birui, cel ce va birui. A birui înseamnă a ține calea dreaptă dacă nu te-ai abătut de pe ea. Sau dacă te-ai abătut de pe ea, face stânga împrejur și a te întoarce înapoi pe calea dreaptă. Asta înseamnă a birui. Ori calea dreaptă ți-o desemnează într-un fel și ți-o creonează poruncile lui Dumnezeu, cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu. Nu uitați cuvintele Domnului Iisus, lată-i calea care duce la pierzare și mulți sunt cei care merg pe ea. Îngustă-i calea care duce la mântuire și puțini sunt cei care o află. Trebuie să alegi între două căi. Și atunci cel ce va birui va fi înăuntru, pentru că va purta prin ascultarea lui de Dumnezeu numele lui Dumnezeu, a Domnului Iisus Hristos și a noului Ierusalim. Dar cât despre cei fricoși, necredincioși, scârboși, ucigași, curvari, vrăjitori, închinătorii la idoli? Uitați-vă la toate acestea. Asta înseamnă nu păzi poruncile lui Dumnezeu. Și textul continuă. Și toți mincinoșii. Partea lor este miazul care arde cu foc și cu pucioasă, adică moartea a doua. Ce înseamnă să porți numele fiarei? A nepăzind poruncile lui Dumnezeu, trebuie să păzești poruncile altcuiva. Ori nu mai este decât un alt Dumnezeu sau pretins Dumnezeu, diavolul. Și atunci, pe nebăgate în seamă, îți trecoare, dragii mei, toate aceste lucruri, fricoși, necredincioși, curvari, scârboși, mincinoși, wow! Diavolul ne controlează prin frică, rușine și vinovăție. Dacă el este stăpânitorul lumii acesteia, a organizat toate lucrurile în jurul nostru în așa fel încât să inducă frica, rușinea și vinovăția. Așa sunt legile aranjate, să fii prins oricând. Oricând. Domnul notar știe că aici între noi, da? Știe lucrurile acestea. Și atunci trăim pe teritoriile dușmanului și el stecoară pe sub ușă ispita. Și noi mușcăm din ea, dragii mei, negândindu-ne că nu trebuie să așteptăm chipuri și tot felul de minuni care să se implanteze undeva, ci noi primim numărul fiarei în fiecare zi. Atunci când acceptăm compromisul în viața noastră, atunci când acceptăm, dragii mei, să plecăm urechea la șoapta celui rău. Capitolul 22. Din nou, ce va hotărâ veșnicia noastră? Iată, eu vin curând și răsplata mea este cu mine, ca să dau fiecăruia după fapta lui. Eu sunt Alfa și Omega, cel întâi și cel de pe urmă, începutul și sfârșitul. Ferice de cei ce-și spală hainele ca să aibă drept la pomul vieții și să intre pe porți în cetate. Atunci când îmi descoper nevrednicia, păcătoșenia, când îmi dau seama că veșnicia mea va fi cu cel rău, și mă trezesc, îmi vin în fire ca și fiul risipitor și vin la Domnul Iisus Hristos. Hainele mele sunt spălate în sângele mielului și asta e singura mea nădejde de a intra pe porți în cetate, spune textul afară. Sunt câinii, vrăjitorii, curvarii, ucigașii, închinătorii la idol și oricine iubește minciuna și trăiește în minciună. Dacă vreți să știți ce-i numele fiarei, aveți listele. Am citit versetul 8 din 21, versetul 15 din 22. Observați, toate acestea sunt rodul ascultării noastre de cel rău. Și practic, păzind poruncile lui Dumnezeu, fugim de aceste lucruri. Nepăzind poruncile lui Dumnezeu, îmbrățișăm aceste lucruri. Și viața noastră este marcată, dragii mei, de ele. În felul în care gândim, nu uitați, toată groapa de gunoi a omenirii este a click away. Da, în fața ecranului în care stai toată ziua. Toată murdăria se varsă în noi și încetişor ne strâmbă viața și ne nenorocește, ne pregătește pentru o veșnicie cu cel rău. Afară sunt fricoșii, necredincioșii, curvarii, închinătorii la idoli
și toți mincinoșii sunt afară. Te rog. Ce să facem ca să nu primim semnul fiarei? Deuteronom este ultima din scrierile lui Moise și ca să eviți tragedia în care au intrat părinților la Cades Barnea și Dumnezeu i-a îngropat în pustie, tot Deuteronomul se reduce la aceste două lucruri. Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima, tot sufletul, tot cugetul tău și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Ca pe tine însuți. Și de ce? Pentru că dragostea de Dumnezeu stă în păzirea poruncilor Lui și poruncile Lui nu sunt grele, nu sunt grele pentru cei ce sunt în Hristos Iisus, care au de partea Lui nemărginita mărimea puterii Lui Dumnezeu, care să-i ajute să trăiască în curăție. Atunci când îl cauți pe Dumnezeu, poate unii dintre noi zic, oh, nu-s destul de bun și nu s-o pot ține și stau să aștept și mă botez sau intru în biserică după ce, dragii mei, este cea mai mare minciună a diavolului. Poți să stai o veșnicie fără Hristos, nu o să ai niciodată puterea să trăiești în ascultare. Ascultați-l pe Pavel, care vorbește despre ce se întâmplă când deschizi ușa celui rău. El spune, da, legea lui Dumnezeu este bună, duhovnicească. Eu sunt pământesc vândut rob păcatului, pentru că știu ce este bine, vreau să fac binele, dar nu pot să-l fac. O, nenorocitul de mine, cine mă va izbăvi de acest trup de moarte? Singura mea soluție este să alerg în neputința mea la Hristos. Mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu prin Domnul nostru Iisus Hristos. Da. Și pe urmă, capitolul 8 vine și ne descrie avantajele pe care le am când mă predau lui Hristos, așa murdar cum sunt. Așa cum m-a găsit Duhul lui Dumnezeu. În Hristos este singura mea nădejde. De ce? Care nu trăiesc după îndemnurile firii pământești, ci după îndemnurile Duhului. În adevăr, legea Duhului de viață în Hristos Iisus m-a izbăvit de legea păcatului și a morții. Pentru ca porunca legii să fie împlinită noi care trăim, nu după îndemnurile firii pământești, ci după îndemnurile Duhului. Prin puterea mea, nu o să am niciodată putere, am nevoie de ajutor din afară. Și ajutorul acesta vine când devin templul Duhului Sfânt și când Duhul lui Dumnezeu locuiește în mine. A fost învierea, așteptăm rusaliile, dragii mei. Când Duhul lui Dumnezeu locuiește în mine, atunci pot trăi în ascultare de Dumnezeu. De aceea nu trebuie să amân, trebuie să alerg la Hristos în neputința mea, nenorocirea mea. El te primește pentru ce nu poți plăti, nu pentru ce poți plăti. Feriți de cei săraci în Duh, căci al lor este împărăția cerurilor. Sau ascultați-l pe Pavel în Roman, capitolul 8, versetele 12 la 14. Așadar, fraților, noi nu mai datorăm nimic firii pământești ca să trăim după îndemnurile ei. Dacă trăiți după îndemnurile ei, veți muri. Dar dacă, prin Duhul, faceți să moară faptele trupului, veți trăi. Prin Duhul faceți să moară faptele trupului, veți trăi. Căci toți acei ce sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu sunt fii ai lui Dumnezeu. Observați, viața creștină este o direcție de mers. Toți aceia care sunt călăuziți de Duhul, viața creștină nu e o etichetă care mi-o pun pe frunte, o denominațiune de care să-mi leg viața, fie ea și catolică și ortodoxă și ce vreți dumneavoastră. Vă spuneam, religia nu mântuiește pe nimeni, ci este o direcție de mers. Câte vreme nu m-am întâlnit cu Hristos, fugeam de Dumnezeu, pentru că îmi plăcea păcatul. Când mi-a ieșit Hristos în cale, ca lui Saul din Tars, pe drumul Damascului, am schimbat direcția de mers. Asta înseamnă a te pocăi, a face stânga împrejur, da? A schimba modul de gândire și direcția în care trăiești viața. Viața creștină este nu doar o direcție de mers, ci este un mod de a gândi nou și un mod de a trăi nou, da? Pavel spune, prin înnoirea în duhul minții noastre începe procesul nașterii din nou, dar când mintea este înnoită, și Duhul lui Dumnezeu mă ajută, trage viața după ea și mi se schimbă totul, felul în care vorbesc, felul în care gândesc, felul în care fac afaceri, felul în care totul se schimbă, dragii mei. Dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă, cele vechi s-au dus. Iată că toate lucrurile s-au făcut noi. Ce să fie 666? Citiți dumneavoastră, ce e 666? Acum când eu număr de la 1 la 2, dacă să ajung de la 1 la 2, cad în două gropi, una mai mică și una mai mare. Care sunt cele două gropi? 1,333333333333 la infinit. Nu poți ieși de acolo. Dacă cum am scăpat din... Ajung la
1,6666. Da, acum cifra de săvârșire este 7. Și aș alerga de la 6 la 7, dar groapa în care am căzut, dacă n-am puterea să mă scoată cineva de acolo, n-am cum să o rezolv. Aproape 7. Dar niciodată 7. Asta este inima împărțită, jumătățile de măsură, compromisurile pe care le acceptăm în gândire și în trăire, dragii mei. Compromisurile pe care le acceptăm în gândire și în trăire. Semnul fiarei este compromisul în gândire și trăire. Semnul fiarei nu e un chip, nu e un pașaport, nu sunt lucruri exterioare. Uită-te în oglindă și lasă Duhul să vorbească cu tine. Totul este gol și descoperit înaintea celuia cu care avem a face. Cum verificăm o astfel de interpretare? Pentru că atât am auzit, mai ales în pandemie, atât am auzit, dragii mei, cum verificăm o astfel de interpretare? Păi, în primul rând, trebuie să căutăm rădăcinile acestui concept în Biblie, pentru că dacă este atât de important, din Genesa până în Apocalipsa, trebuie să am mereu amintite aceste lucruri. Și când Domnul Iisus vrea să sublinieze ceva, nu zicea amin, ci zicea amin, amin, vă spun. Și asta trebuia să te facă să te trezești. Când Biblia îți repetă de nu știu câte ori același lucru, ține-te de el, lasă poveștile care le auzi din altă parte. De pildă, veniți cu mine în Genesa, capitolul 2, versetele 16-17. Dumnezeu a sădit o grădină, l-a așezat pe om în mijlocul ei și i-a dat o poruncă. Poți să mănânci după plăcere din orice pom din grădină, dar din pomul cunoștinței binelui și răului să nu mănânci, căci în ziua care vei mânca din el, vei muri negreșit. Și pe urmă, în capitolul 3, apare în grădină cineva care era, nu ni se spune de când e acolo, dar era și șarpele printre altele. Era pomul vieții, pomul cunoștinței binelui și răului, era Adam, era Eva, era și șarpele. Și șarpele a venit la femeie, că e curioasă din fire, dragii mei. Și mai întâi, Dumnezeu a zis. După care, șarpele a zis. Oare a zis Dumnezeu cu adevărat să nu mâncați? Și femeia s-a pomenit între două vorbiri. Pe cine să asculte? Dacă ar fi fost înțelept, ar fi comparat pe vorbitori. Dumnezeu, dragii mei, era creatorul. Se întâlnea cu ei în răcoarea zilei. Le-a oferit o casă gata mobilată. Imaginați-vă frumusețea incredibilă a grădinii Edenului. Incredibilă. Ce a făcut șarpele? Nimic. S-a răzvrătit împotriva lui Dumnezeu, asta tot. Dar șarpele în șiretenia lui, și asta face cu noi, i-a mutat atenția de pe persoana lui pe pomul cunoștinței binelui și răului. Dacă veți citi Genesa, aveți un înăuntru și în afară. În afara grădinii era aur, pietre scumpe și bedelion. Și aurul acesta este bun, spune textul. Ce caută textul ăsta în Genesa? În momentul în care te-ai răzvrătit împotriva lui Dumnezeu. Dumnezeu ia deșertăciunea asta și o ridică înaintea ochilor tăi. O casă mai frumoasă, o mașină mai elegantă, copii școlați bine, trimiși în străinătate. Și ți-ai mutat atenția de pe Dumnezeu pe lucrurile pe care ar trebui să le stăpânești. Și de aici urmează căderea. De aici urmează căderea. Un semn pe mâna dreaptă sau pe frunte? Femeia a văzut că pomul este bun de privit, plăcut, bun de mâncat, plăcut de privit și de dorit să deschidă cuiva mintea. Și-a întins mâna și-a luat. Un mod de gândire și un mod de trăire. A întins mâna și-a luat și-a dat și bărbatului ei și de acolo istoria continuă în vria căderii pe care o trăim și noi. Un mod de gândire și de trăire. Un mod de trăire. Un mod de gândire. Nu e așa că e mai ușor să lupți împotriva unui pașaport biometric sau pașaport verde sau împotriva unui chip decât împotriva acestor lucruri? Nu e așa. Astea ne mănâncă, dragii mei, în fiecare zi. Pentru că toată lumea în care noi trăim este teritoriul dușmanului și așa sunt așezate lucrurile ca să-ți întunece mintea și să-ți strâmbe trăirea. Să-ți strâmbe trăirea. Dați-mi voi să iau un alt text. Exod, capitolul 13. Ce s-a întâmplat în 12? A fost ieșirea din Egipt în noaptea aceea. Și Dumnezeu îi oprește să le spună cum să celebreze Paștele. Versetele 7 la 9.
În timpul celor 7 zile, să mâncați azimi, să nu se vadă la tine nimic dospit, nici aluat, pe toată întinderea țării tale. Să spui atunci fiului tău, aceasta este spre pomenirea celor ce a făcut Domnul pentru mine când am ieșit din Egipt. Dar imaginați-vă că povestea asta se întâmplă 16 secole mai târziu. Și ce a făcut Domnul pentru mine? Cum adică pentru tine? Că noi suntem la 1600 de ani distanță de povestea aceea. Dragii mei, așa cum noi toți am fost în coapsele lui Adam, așa tot Israelul a fost în coapsele celor ce au ieșit din Egipt. Și Dumnezeu pentru toată generația a lucrat în felul acesta. Versetul 9. Să-ți fie ca un semn pe mână și ca un semn de aducere aminte pe frunte între ochii tăi. Să-ți fie ca un semn pe mână și ca un semn de aducere aminte pe frunte între ochii tăi. Pentru ca legea Domnului să fie întotdeauna în gura ta, căci cu mână puternică te-am scos Domnul din Egipt. Domnul din Egipt. Cu alte cuvinte, lasă legea lui Dumnezeu să-ți modeleze gândirea și să-ți modeleze trăirea. Dacă vin în Deuteronom la Marele Shema, ascultă Israele, Domnul Dumnezeul nostru este singurul Domn, să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată? Cu tot sufletul tău și cu toată puterea ta. Și poruncile pe care ți le dau astăzi să le ai în inima ta, să le întipărești în mintea copiilor tăi. Și textul continuă. Și să vorbești de ele când vei fi acasă, când vei pleca în călătorie, când te vei culca și când te vei scula. Și? Să le legi ca un semn de aducere aminte la mâini și să-ți fie ca niște fruntari între ochi. Ca niște fruntari între ochi. Dacă ați fost la zidul plângerii și sunteți un pic mai tuciurii la față, imediat te ia câte un evreu și îți înfășoară mâna și îți pune cutiuța aceea cu tora pe frunte și observați militarii. Acum, să-ți fie ca un semn de aducere aminte pe mâna dreaptă, e mai ușor să-ți înfășoară o panglică pe mână, nu-i așa? Decât să trăiești fără să fii mincinos și înșelător. Și mai ușor să pui o cutiuță pe cu lege în loc să lași legea să intre în mintea ta, să gândești în lumina ei, să-ți înnoiască mintea ca să-ți poată înnoi trăirea. 666. 666. Știți ce spune textul? Sunt câteva lucruri de care trebuie să ținem cont. Unu, un N număr de om. Este un număr de om. Un număr, da? De om. Un număr de om este? În contextul cumpărării sau vânzării, și? În contextul închinării. Un număr de om în contextul vânzării și cumpărării și în contextul închinării. Care este omul acela din toată Scriptura de care se leagă cifra 666? Unul singur există pe toate paginile Scripturii, da? Cheia Apocalipsei este Vechiul Testament. Și de aceea Vechiul Testament trebuie să dezlege într-un fel enigma. De ce? Ioan este pe insula Patmos și vede niște lucruri ciudate, cai și călăreți și îngeri și balauri, și trebuie să scrie celor 7 biserici. El zice, Doamne, eu aud lucruri și văd lucruri. Cele care le aud le pot reproduce. Cele care le văd, nu știu cum să le armonizez cu cele care le aud. Dar cum să fac toate acestea înțelese pentru cele 7 biserici? El găsește puntea comună între el și bisericile cărora le scrie Vechiul Testament. Și de aceea Vechiul Testament devine cheia care dezleagă, într-un fel, codul Apocalipsei. Omul pe care se leagă cifra 666 în contextul vânzării și cumpărării și al închinării idolatre este Solomon. În contextul vânzării și cumpărării și al închinării idolatre este Solomon. Solomon este cel care ridică templul lui Solomon și la inaugurarea templului rostește o rugăciune incredibilă în onul împărați. Spicuim câte ceva din rugăciunea lui. Dacă va păcătui cineva, când poporul tău Israel va fi bătut de vrăjmaș, când se va închide cerul și nu va fi ploaie, când foametea, ciuma, rugina, tăciunele, lăcustele de un fel sau altul vor fi în țară, când străinul care nu este din poporul tău, Israel, va veni dintr-o țară depărtată pentru numele tău, căci se va ști că numele tău este mare, mâna ta este tare și brațul tău este întins, ascultați-l din cerul din locul locuinței tale și dă străinului aceluia tot ce îți va cere, pentru că toate popoarele pământului să se teamă de tine, ca și poporul tău Israel, și să știe că numele tău este chemat peste casa aceasta pe care am zidit-o eu. Ascultă-l din ceruri.
Apără-ți numele, Doamne, spune Solomon. Dumnezeu îi răspunde la rugăciune. Și Domnul i-a zis, îți ascult rugăciunea și cererea pe care mi-ai făcut-o, sfințesc casa aceasta pe care ai zidit-o, ca să pui în ea pentru totdeauna numele meu și ochii mei și inima mea vor fi acolo pe vecie. Dar dacă vă veți abate de la mine... Puțin. Dar... Și acum poți citi mai departe. Dacă vă veți abate de la mine, voi fi voi și fiii voștri, dacă nu vă veți păzi poruncile mele și legile mele pe care vi le dau și dacă vă veți aduce să slujiți altor dumnezei și să vă închinați înaintea lor, voi nimici pe Israel din țara pe care i-am dat-o, voi lepăda de la mine casa pe care am sfințit-o în numelui meu și Israel va ajunge de râs și de pomină printre toate popoarele. Și oricât de înaltă este casa aceasta, oricine va trece pe lângă ea va rămâne încremenit și va fluiera și va zice: pentru ce ați făcut, pentru ce a făcut Domnul așa țării acesteia și casei acesteia? Și se va răspunde: pentru că au părăsit pe Domnul, Dumnezeul lor, care a scos pe părinții lor din țara Egiptului, pentru că s-au alipit de alți dumnezei, s-au închinat înaintea lor și le-au slujit. De aceea a făcut Domnul să vină peste ei toate aceste rele. Solomon a primit câteva legi. Orice împărat trebuie să aibă cartea legii, să-i se citească în fiecare zi, să nu se ridice mai pe sus de frații lui. Și printre poruncile care Solomon le-a primit este unul, să n-aibă mulți cai. Dar ce sunt mulțimea cailor? Puterea militară, nu-i așa? Să n-aibă mult argint. Pe vremea lui Solomon, argintul era ca pietrele în Ierusalim. Ca pietrele din Ierusalim. Imaginați-vă opulența din vremea respectivă, epoca de aur. Ori argintul este puterea economică, dar să n-aibă nici multe neveste. Pentru că mulțimea nevestelor sunt coalițiile pe care le crea cu popoarele din jur și în felul acesta el se apăra de atacul socrilor lui împotriva lui. Spuneți-mi, pe care din aceste porunci le-a păzit Solomon? Pe niciuna. Pe niciuna. Cum se primește semnul fiarei? Nepăzind poruncile lui Dumnezeu și mărturia lui Iisus Hristos. Da? Ori și ei credeau în Mesia, îl așteptau. Da? Nepăzind poruncile lui Dumnezeu. Dar să las textul să continue. Solomon s-a întors la Ierusalim după ce a părăsit înălțimea de la Gabaon. Ce a făcut în Gabaon? A avut un vis și Domnul spune, cere ce vrei, îți voi da ce-mi ceri. Dă-mi, Doamne, înțelepciune să pot judeca pe poporul tău. Și Dumnezeu a zis, wow, un tânăr să-mi ceară înțelepciune când îi pot oferi orice? Și zice, îi dau și putere și faimă și bogăție ca să-i încerc înțelepciunea. Da? Că dacă ai înțelepciune, știi ce să faci cu ele. Dar dacă nu ai înțelepciune, ele te mănâncă în mod clar. Și el coboară de pe înălțimea Gabaonului cu promisiunea pe care Dumnezeu i-o face. Și... Solomon a strâns cară și călărime, avea 1400 de care și 20.000 de călăreți. Să n-aibă mulți cai. Pe care i-a așezat în cetățile unde ținea carele și la Ierusalim lângă împărat. Împăratul a făcut argintul și aurul tot atât de obișnuite ca la Ierusalim ca pietrele. Să n-aibă mult argint. Și cedrii tot atât de obișnuiți ca sicomorii care cresc în câmpie. Solomon își aducea cai din Egipt. O ceată de negustori ai împăratului se duceau și luau încete pe un preț hotărât. Ce făcea? Să nu poate vinde și cumpăra, da? Și el mergea și cumpăra cai. Și? Și se ducea și aduceau din Egipt un car cu 600 de sicli de argint și un cal cu 150 de sicli. Ce făcea cu carele și cai? O, le vindea la Imperiul Hitit. Pentru că el era vama. Da? Pustia într-o parte... Marea în cealaltă parte, pe acolo trebuia să treacă toți negustorii. Și el a jinduit la poziția tirului de bancă mondială și într-un fel a început să controleze tot comerțul Solomon cu imperiile din nord. Greutatea aurului care venea pe fiecare an lui Solomon era de 666 de talanți de aur. Greutatea care venea de aur a lui Solomon era de 666 de talanți de aur afară de ce lua de la negustorii cei mari și de la cei mici, de la toți împărații Arabiei și de la dregătorii țării care duceau aur și argint lui Solomon. Dacă iau acum și pun tot aurul într-o singură grămadă, e o grămadă uriașă. De ce izolează cronicarul o parte din ea?
Da? De ce izolează-o? 666 de talanți de aur. Cine-i Solomon? Un om. Ce făcea el? Vindea și cumpăra. Da? Și aurul care îi venea de la negustori de 660, afară de tot restul aurului. Când a îmbătrânit Solomon, nevestele i-au plecat inima spre alți dumnezei și inima nu i-a fost în totul a Domnului Dumnezeului său, cum fusese inima tatălui său David. Să n-aibă multe? Well, scrieți dumneavoastră ceva peste viața lui Solomon. Compromis. Să nu-i fie toată a Domnului, cum era inima lui David. Este David un om neprihănit? Nu, dragii mei, un curvar și el. Țineți minte povestea lui Batșeba? Un ucigaș și el. Dar a știut să se pocăiască. Și asta este harul pe care ne-l dă Dumnezeu, dragii mei. Câtă vreme trăiesc în trupul acesta, nu se poate să nu fiu atins de păcat. Dar mă arde păcatul și fug la Hristos. Dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un mijlocitor, avem și o jertfă de ispășire. Și când alergi, tu trăiești în ascultare de Dumnezeu pocăindu-te. Trăiești în ascultare de Dumnezeu. Dar să n-ai impresia că Hristos este o mașină de spălat în care îți arunci hainele murdare ca să păcătuiești mai departe. Nu, nu, nu. Ci noi suntem în procesul sfințirii, a devenirii noastre. Ori dacă peste viața lui Solomon am scris compromis, dragii mei, și mă gândesc ce s-a scrie peste felul în care gândesc eu și trăiesc eu fiecare zi. Dar să citim textul mai departe. Solomon s-a dus după Astartea, zeița sidonienilor, și după Milcom, urăciunea amoniților. Compromis. Și Solomon a făcut ce este rău înaintea Domnului și n-a urmat în totul pe Domnul ca tatălui său David. Compromis. Atunci Solomon a zidit pe muntele din fața Ierusalimului un loc înalt pentru Chemoș, urăciunea Moabului, pentru Moloc, urăciunea fiilor lui Amon. Compromis. Observați în contextul închinării. Un om, 666, se leagă de un om în contextul cumpărării și vânzărilor și în contextul închinării. Toate caracterizează viața lui Solomon. Așa a făcut pentru toate nevestele lui străine care aduceau tămâie și jertfe dumnezeilor lor. Și câte avea? Vreo 300 de neveste și vreo 700 de țiitoare și pentru toate nevestele lui străine, alianțele militare pe care le-a realizat, a umplut Ierusalimul de idol. Dragii mei, Solomon care a așezut pe scaunul de domnie al Domnului, 1 Cronici 29-23. Și nu e o metaforă din pricina legământului davidic. Prăvălește istoria în vria căderii și a robiei babiloniene. Manase pune doar pecetea pe toată povestea asta. Dar din pricina lui Dumnezeu nu mai iartă. Dar Solomon este cel care aduce compromisul peste Israel. 666. Compromisul. Compromisul. Uitați-vă la istoria pe care o descrie cronicarul. Primul cuvânt este Adam. În ce condiții va ședea omul pe scaunul de domnie al Domnului? Dumnezeu l-a creat pe Adam ca împărat, să domnească, să stăpânească. Și a ajuns rob și stăpânit, dragii mei, prin puterea diavolului, de lucrurile din jurul lui, așa cum suntem cu toții, vânduți de deșertăciunii în care trăim. Solomon a șezut pe scaunul de domnie al Domnului, dar din pricina compromisurilor a prăvălit istoria în robia babiloniană. Dumnezeu a trebuit să dea carte de despărțire poporului său. Dar cronicarul împrumută 4 versete din Ezra, edictul lui Cir, și vorbește despre faptul că Dumnezeu nu își va lăsa planurile în groapa dezastrului, ci va răscumpăra lucrul acesta. Întrebarea este prin cine? Prin fiul lui David, prin Domnul Iisus Hristos, care, deși a fost ispitit în toate lucrurile ca și noi, a fost fără păcat. Și de aceea el șade la dreapta scaunului de domnie al măririi. Și știți ce promite bisericii din Laodiceea? Cele mai rele biserici din cele 7. Celui ce va birui, voi da să șade cu mine pe scaunul meu de domnie, după cum și am biruit și am șezut cu tatăl meu pe scaunul meu de domnie. Dragii mei, noi n-am fost creați să fim robi. Noi am fost creați să fim liberi și stăpâni. Să domnim împreună. Ascultați ce spune Scriptura. Nu în orângere a supus el lumea viitoare despre care vorbim. Bancă cineva a spus undeva următoarea mărturisire. Ce este omul să aduci aminte de el și fiul omului să-l baci în seamă? L-ai făcut pentru puțină vreme mai pe jos de îngeri. Știți ce-i puțină vreme? De când mă nasc și până mor,
un abur, un lat de mână, atât ai viața. L-ai făcut pentru puțină vreme mai pe jos de îngeri, l-ai încununat cu slavă și cu cinste, l-ai pus peste toate lucrările mâinilor tale, toate l-ai pus sub picioarele lui. Dacă i-a supus totul, nu i-a lăsat nimic nesupus totuși. Acum încă nu vedem că toate sunt supuse, dar pe acela pe care l-a făcut pentru puțină vreme mai pe jos de îngeri, adică pe Iisus, îl vedem încununat cu slavă și cu cinste. Din pricina morții pe care a suferit-o, pentru ca prin harul lui Dumnezeu, el să guste moartea pentru toți. Se cuvenea în adevăr că acela prin care și pentru care sunt toate lucrurile și care voia să aducă mulți fii la slavă, și pe tine și pe mine, la slavă, pe scaunul de domnie, să desăvârșească prin suferință pe căpetenia mântuirii lor. Știți care a fost problema? Șezând pe scaunul de domnie al Domnului, Ierusalimul ar fi trebuit să fie o poartă spre cer. Știți ce a făcut Solomon din Ierusalim? O poartă a compromisului și o poartă a comerțului. Pentru că a jinduit la poziția tirului din vremea respectivă. Când a căzut Ierusalimul, tirul a început să râdă, ha, ha, poarta popoarelor se întoarce la noi. Poarta popoarelor se întoarce la noi. Solomon, istoria s-a schimbat, roata s-a schimbat. A făcut o poartă a compromisului, o poartă a comerțului. Inima nu i-a fost toată a Domnului, cum a fost a tatălui său David. Și din pricina aceasta, dragii mei, viața este caracterizată de compromis. Și? Natura profetică a cărții ne obligă la o anumită abordare. Oala asta a fost scrisă pentru ei. Dar dacă iau tot ce ați auzit și mă așez pe mine în locul lor, biserica noastră în locul lor, da? La ce ne spune Dumnezeu în dimineața aceasta? Trebuie să alegi. Am cunoscut un om de afaceri. Avea laboratoare, coordona spitale, dragii mei, și citind Apocalipsa, a găsit un cuvânt și toți mincinoșii. Și Duhul Dumnezeu l-a răstignit și s-a gândit, câte din afacerile mele le fac fără compromisuri? Și a început să le închidă una după alta. Una după alta. De dragul veșniciei vă întreb, care dintre noi suntem dispuși la o sfert de jertfă? De dragul lui Hristos. Nouă ne este adresată cartea. Pe noi ne mănâncă compromisul, dragii mei. Dacă nu ne trezim la vreme, să venim de la porci în brațele Tatălui nostru și să spunem, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta. Nu poți face nimic cu trecutul, nu-l poți schimba, dar poți veni cu el la Hristos. Ferice de cei ce spală hainele în sângele mielului ca să aibă drept la pomul vieții. Amin. Amin.